Ciolacanu, dar unirea asta nu are cum să se rupă. Respectiv, m-ați întrebat de furnizori locali, nu, pentru că s-au o proporție foarte mică, câteva procente, 95, peste 95% se fac în fabricile proprii și fabricile proprii sunt în Europa 3 fabrici și în Asia 3 fabrici. În Europa sunt în Danemarca, în Slovacia și în Portugalia și în Asia sunt în Thailanda, în Indonezia și în China. Multă lume întreabă produse chinezești. Nu sunt produse chinezești. Sunt aceleași produse eco, produse cu utilaje eco, cu regulile eco și cu inginerii care sunt primiși de la eco peste tot în lume. Deci calitatea este absolut la fel în toate. Pielea este aceeași piele folosită de la tăbăcăria, toată adusă din tăbăcăria din Olanda, care este cea mai mare tăbăcărie eco. Și se spune că și din piele din Europa, în mod special, în proporție de 90%, se spune că vacile din Europa sunt cele mai fericite. Da. Bine, sunt cele mai fericite, mult spus, spre deosebire de alte țări, unde sunt tăuni, unde sunt alte insecte, pielea este de calitate mult mai bună. Ați venit destul de greu la Sibiu, sau mai spuneți târziu, comparativ cu restul orașelor. Care a fost raționamentul? În primul rând, am încercat să mergem pe acoperirea orașelor Bucureștiului, fără orașele peste 300.000 de locuitori. De altfel, Sibiu este singurul oraș sub 200.000 de locuitori în care am decis să intrăm. Și pentru că este un oraș turistic, pentru că este un oraș foarte frumos, cred că foarte multe orașe și-ar fi dorit să aibă pietonala pe care o aveți aici în Sibiu. Și pentru că am găsit spațiul ăsta absolut deosebit, în care am putut să ne expunem în toată splendoarea.